Hello, dragilor, ce faceți? Astăzi avem un clip cu favorite. Nu știu dacă am făcut luna trecută favorite, dar avem un clip nou cu favorite și am câteva cu precădere favorite, așa mirositoare și parfumate. Și înainte de a începe cu skincare-ul efectiv, ca să trecem de partea asta, am o confesiune. Trebuie să vă fac o confesiune. Și anume că I was wrong. M-am înșelat, da, și mă refer cu precădere aici la acidul salicilic. Dacă vă aduceți aminte, vă tot dădea refrenul că nu folosesc acid salicilic pur și simplu pe față pentru că îmi usucă tenul și că nu știu ce, și până la urmă ce m-am gândit eu este să încerc totuși să vedem, poate nu e atât de rău și atât de tragic, și mi-am luat un acid salicilic de la Revox. Din asta 2% și surprinzător nu mi-a uscat tenul. Bine, asta se poate întâmpla și din cauza sau datorită faptului că nu mai am tenul atât de uscat, nu mai este preponderent, este mai degrabă mix tenul meu acum decât uscat, și poate și ăsta să fie motivul, poate... Sunt niște vrăbii care se ceartă în fața geamului meu și îmi distrag atenția teribil de tare. Și poate să fie și ăsta motivul pentru care mă înțeleg atât de bine, dar... un favorit pe partea de skincare a devenit acidul salicilic pentru că nu mai scoșuri. Bine, mi-au ieșit acum câteva pe aici pe lângă buze, nu știu de ce, acum s-au trezit, dar am făcut o pauză de la el pentru că încerc totuși să nu-l folosesc intens, adică nu încerc să nu-mi forțez norocul și să-l folosesc în fiecare zi, cam la două zile îl folosesc, așa depinde de și de cum mă trezesc eu așa și cu chef, dar îmi place. Recomandarea astrologului ar fi cu toate că este bun să folosiți SPF. Și dacă vă duceți la plajă, să renunțați la el pentru o perioadă înainte de a merge la plajă, astfel încât să nu vă treziți că aveți pete sau că vi se irită tenul de la soare. Dar surprinzător și funcționează și pentru mine. Și trebuia să vă fac și mărturisirea că m-am înșelat. Un alt produs pe partea de skincare pe care eu l-am mai avut și care nu este nou pentru mine, dar pe care l-am recumpărat recent pentru că nu l-am mai folosit de foarte mult timp, a fost acest gel de curățare de la Himalaya cu nim, care nu are neapărat un miros foarte grozav, dar este, cred că, unul dintre cele mai bune geluri de curățare pe care le-am întâlnit eu pe partea de drugstore. Și asta pentru că scurăță foarte, foarte bine tenul. Știți că atunci când folosiți gel de curățare, nu știu, vă demachiați chiar și în doi pași și folosiți gelul de curățare și după aceea veniți cu un toner și totuși pe dischetă aia mai rămân niște reziduri după toner? Ei, nu mi s-a întâmplat treaba asta cu ăsta. Și de asta spun că mă curăță foarte bine tenul, pentru că am observat că este foarte, foarte bine curățat tenul de la el și nu mi-l usucă. El este teoretic destinat persoanelor cu tenul mix și gras, dar again, tenul meu s-a dus în partea aia spre mix și este bun și pentru mine. Și ce mai place este că folosesc foarte mult SPF, am început iarăși să folosesc foarte mult SPF, și când folosești mult SPF este bine odată să-ți cureți foarte bine tenul chiar dacă nu te demachiezi, și în al doilea rând ocazional să-l mai și exfoliez ca să îndepărtez tot surplusul, pentru că nu știu dacă știți, dar SPF-ul se cam adună pe acolo prin piele. Și e bine în mod periodic să îți exfoliezi tenul. Și am observat că ăsta încurăță foarte, foarte bine seara tenul. Și îl folosesc cu precădere seara, îl mai folosesc și dimineața, dar cu precădere seara. Un produs nou pe care l-am introdus în rutina mea de skincare, și asta datorită TikTok-ului, este această cremă de la La Roche-Posay. Eu am în varianta mai micuță, Cicaplast Balm B5. Dacă vă aduceți aminte, am primit de la Eugenia de Crăciun Cicaplastul de buze, crema pentru buze, balsamul de buze, nu neapărat cremă, așa, care mi-a plăcut foarte tare și îmi place în continuare, că încă mai am din el. Și am zis să încerc și crema asta din gama Cicaplast, să vedem, mai ales că am auzit-o lăudată, mai ales pentru persoanelor cu tenul uscat, ajută foarte mult la reparare, și am zis că după tretinoină să-l folosesc pentru că mă ajută și chiar am observat că îmi hidratează foarte bine tenul. Multă lume spunea că este bun și pentru persoanele cu tenul gras. Acum nu știu ce să zic, pentru că în momentul în care îl aplic, efectiv îți lasă o peliculă super grasă pe ten. Deci nu știu neapărat dacă eu în perioada în care aveam tenul gras l-aș fi folosit crema asta sau balsamul ăsta.
ci mai degrabă aș fi mers pe ceva un pic mai light. Este destul de uleioasă, după ce o pui pe față, este destul de uleioasă și se simte grasă și iarăși, încă o chestie pe care am observat-o este că ar fi bine să așteptați măcar 20-30 de minute înainte de a vă culca pe pernă, pentru că se va lua pe pernă și să intre în piele. Și o are senzația aia de gras și de viscos, de aia o folosesc numai seara și nu știu dacă neapărat o persoană cu tenul gras o agrează. Ce știu este în schimb că indiferent de tenul pe care îl aveți, dacă folosiți crema asta, exfoliați-vă puțin mai des decât în mod normal, pentru că am observat că încarcă tenul destul de tare și dacă nu îți exfoliezi tenul, efectul este contrar, adică încep să apară coșuri și nu știu dacă vrem asta, dar dacă exfoliezi tenul un pic mai des și ai grijă la exfoliat tenul și îl aplici constant, este ok. Pentru tenul uscat este ok de aplicat în fiecare seară, pentru tenul gras n-aș zice neapărat, sau pentru tenul mixt, adică puteți să mai săriți. Așa. Și încă un produs pe care îl am pe partea de skincare, dar de data asta pentru corp, surpriză, surpriză, este acest Bum Bum Cream de la Sol de Janeiro. M-am îndrăgostit și eu de crema asta. Cred că eram singura persoană de pe lumea asta care nu încercase crema asta. Doamne, și e divină. Îmi place foarte mult și mai ales acum o folosesc pe post de cremă de mâini seara și miroase și dimineața mâinile a cremă din asta. Deci este fenomenală. Este fantastică. Hidratarea este... Adică venind după Neutrogena aia albastră, hidratare nu-i cine știe ce nu e, dar mirosul, deci de-aia mi-e și frică să mă uit la ingrediente, câte parfumuri și câte chestii o avea în ea, că nu, dar miroase genial, deci mă bate gândul să o iau pe aia mare sau să-mi fac restocuri de foarte multe din astea mici, pentru că miroase incredibil. Așa. Următorul produs pe care l-am recumpărat recent este această ojă semi-permanentă. Știu, nu vedeți nimic, nici nu am pe unghii acum ca să vă arăt. Stați că s-a mutat soarele. Se numește Every Saturday de la Melchior. Eu am în varianta mică pentru că prefer variantele mici la ojele semi-permanente, pentru că oricine ce-ar zice mie, tot mi se pare că se... li se duce formula în timp. Nu știu dacă vedeți voi, dar cam asta e culoarea. Cam așa arată și îmi place foarte tare, este un roz nude din ala foarte discret, foarte plăcut, așa foarte elegant, care nu țipă, nu urlă după atenție și în cazul în care vreți ceva discret pe unghii, este foarte, foarte ok și rezistă, pe mine rezistă cam o săptămână, cam atâta rezistă, deci pentru mine e bine. Și acum că vorbeam de parfumuri, hai să mergem către zona de parfumuri, pentru că am trei. Pare rău, am încercat să reduc totul la un parfum, dar nu mi-a ieșit. Am încercat, nu mi-a ieșit, asta este, sorry. Așa, și primele două sunt astea de la Savon, sunt apă de toaletă, dacă nu mă înșel eu, ia stați că scrie undeva. De Savon, da, apă de toaletă. Prima este asta cu mimoză, care îmi place foarte tare, Mimosa Tea se numește. Dacă nu uit, vă las și link. Are un miros cumva ușor floral, dulceag și cald. Nu știu să-l descriu altfel decât așa. Floral, dulceag, cald. Dar nu este nici grețos, nici înnecăcios, nu este nici cum. Este miroase primăvară și îmi place foarte tare cum miroase. Și l-am purtat destul de mult, deși nu se vede, l-am purtat destul de mult în ultima vreme și v-am zis, pentru mine miroase a primăvară și mi se pare că miroase divin, așa, și nu e el super persistent, dar poate fi reaplicat și mai ales că vine într-o variantă din asta. Eu mi-am luat varianta asta mică tocmai ca să pot să o mai iau cu mine dacă am nevoie, așteptându-mă să nu fie tocmai persistent. Altul care îmi place foarte mult și care a declanșat toată nebunia cu neroli pentru mine este ăsta care se numește Citrus Blossom și care este de fapt floare de neroli. La fel și ăsta miroase absolutamente divin. Cred că dintre toate trei pe ăsta l-am purtat cel mai des. Se și vede că e mai consumat decât celălalt și ăsta are un miros așa de neroli, mai cald. Și o să vedeți imediat de ce zic mai cald. Nu este înțepător și este așa fresh. Deci parfumul de floare de portocal, fresh așa și foarte aerat.
Cam asta este și este un parfum, nu știu, care simt eu că, cel puțin pentru perioada asta de primăvară, este perfect pentru mine și mă definește perfect. Și ultimul parfum este Neroli de la Yves Rocher, care este foarte diferit de ăsta de la Savon. Da? Dacă ăsta este aerat de la Savon, este aerat, este foarte lejer, ăsta este ceva mai greuț, mai dificil, mai cu prestanță, ca să spunem așa, și mai înțepător. Adică sunt destul de diferite, cu toate că la bază au neroli. Dați să vedem unde dau. Dau pe bluză, pe rochie. Da, ăsta este mai înțepător. Ăsta are un miros cumva de neroli, se simte de floarea de neroli, dar este mai înțepător, mai puternic, mai... aduce și cu alte, nu știu, ceva verde, nu știu, ceva alte plante verzi, nu știu, ca să vă zic exact, dar și asta îmi place, adică și asta miroase primăvară. Asta a mers foarte bine, parfumul ăsta a mers foarte bine, mai ales în perioada aia când era mai rece așa și nu se încălzise super bine. Astea, alte două, merg foarte bine și în perioada asta mai caldă, la mine cald. Știu că în unele zone știu că e zăpadă, la mine să știți că e caldă, sunt aproape 20 de grade. Da, asta este, fiecare cum poate, dar la mine e cald și la mine merg alea, iar ăsta a mers așa în perioada asta de pre-primăvară. Ăsta, din păcate, nu mai găsiți pentru că a fost scos de pe piață de cei de la Yves Rocher, să le fie rușine. Pe asta l-am primit de la Brândușa, care îi mulțumesc încă o dată pentru că îmi place foarte, foarte tare și chiar îmi este foarte drag și îmi place. Cred că l-am mai pus într-un clip cu favorit, cred, nu știu, dacă l-am pus și mă repet, dar chiar îmi place, după cum vedeți. Așa, și mai avea eu niște cărți, dar nu vreau să vorbim acum despre cărți, o să vorbim altă dată. Cam astea sunt în mare favoritele mele, așa, rapid, pe repede înainte. Mulțumesc dacă v-ați uitat, nu uitați să menționați și voi ce favorite ați avut în luna martie. Dați un like și un share și ne vedem în următorul clip. Ciao!